un sfert de veac fără vinovați. Da. Avem doi împușcați la zidul de la Târgoviște și gata. Ei s-au reinventat. Și așa cum v-am spus, din păcate, știu că euforia alegerilor încă persistă. V-am spus, am scris acum 3 săptămâni, că teroriștii au început să tragă și vă spun că mă simt tot ca în decembrie 89, pentru că ei sunt puternici, se reinventează, iar noi toți ceilalți suntem ușor naivi. Aveți, în schimb, un mare avantaj, bă. Vă explic eu. Tu vorbești. Suntem în exact cât mai avem curent, cât mai avem chirie, cât mai avem gaz, cât mai... Atât am văzut. Împărțim aceeași experiență, mai puțin un lucru. Avantajul este că, îmi spune Mihai, tu vorbești. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că tot restul spectrului, de ce înseamnă... Și asta e o afacere, nu? Până la urmă. Sunt lichidați totemic. Puterea exemplului, adică sunt lichidați în așa fel încât oricine îndrăznește să nici nu-i treacă prin cap măcar. În ceea ce privește, că-i presă, că-i presă scrisă, că-i televiziune, e aici o mică mare problemă. Ce spuneați adinaur, da? Că sunt milioane de oameni care se uită în toată lumea asta. Sunt oameni care așteaptă să mai audă măcar acolo prin excepție adevărul. Ori de asta le e frică, pentru că asta e puterea exemplului. Ori, în tot ce înseamnă spectrul de business, și nu vorbesc de el, dar altele, că am înțeles că nenorocitul ăsta de ghiță are bande de țigani, are armată personală, are servicii personale, da, ceea ce e ușor de făcut în momentul în care... Deodată nu avem probe că e nenorocit. E un băiat. Eu îmi permit, e nume personal, să-și mă dea... Trebuie să vă opresc că vine CNA-ul mâine și așa am aflat despre CNA o chestie foarte tare, despre președinta CNA care facea delațiuni în numele unora fictive, tocmai ca să fie agățat un anumit post de televiziune. Vă rog. Acest tânăr antreprenor, nenorocit, a ajuns să amenințe oameni care spun adevărul și ies în presă și spun, doamne, eu am curaj, vorbesc de domnul Nelu Neacșu, care este un om deosebit, da? A doua zi el s-a dus și și-a părut, eu am în toată firea. S-a dus și-a retractat ce a spus. Păi eu am vrea să se întâmple în 2014, da? Păi tu te duci în ianuarie 2014, eu am în toată firea, de la Bruxelles. Și spui, bă, oameni buni, retractez și am spus când alaltă el spunea că am tot curajul, înțeleg. N-am niciun fel de problemă și nu pot ce să-i spui omului. Băi, e singur și acolo și bate-te cu toată mafia asta. Deci asta se întâmplă, ori acolo lichidarea se face ca putere de exemplu, deci nu ești lichidat așa că te lasă să mori. Ca să mori oricum, exact cum a spus noastră. Că nu aia, că nu aia. Nu, mai e ceva, e mult mai pervers. Eu astăzi când am văzut știrea cu Ponta, știu, repet, omul ăsta nici grădiniță n-are. Ponta care a zis că renunță la doctorat și că data viitoare când vrea să-l facă doctorat, o să-l facă după regulile după care îți face un doctorat, deci omul recunoaște plagiatul pe față. De câte ori se întâmplă câte o chestie de asta, tot timpul zic, bă, la fumul ăsta pe care îl creează o asemenea știre, ce dracu o să ni se întâmple nouă, ce măsură economică, ce e în spate, știi, Mihai, da, care e efectul ăsta. Întotdeauna. Bă, și azi...